Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de marți 1 decembrie. La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor din țară și din străinătate. Sper să aveți o zi minunată! Hai să scoatem un mesaj pentru dragoste, o carte pentru sănătate și o carte pentru bani, carieră, situație financiară. Pentru 1 decembrie, ziua națională, pentru toți românii din țară și din străinătate. Hai să vedem. Pe sectorul dragostei avem aici doiul de bâte, conversații pasionale, dezbateri înflăcărate. Pentru cei singuri, veste bună, o să vă caute cineva, o să aveți conversații. S-ar putea să nu fie față în față în contextul actual, da, o să tot fiți pe telefon, toată ziua cu nasul în telefon, trimitând mesaje înainte și înapoi. Atenție pentru cei care sunteți în relații de lungă durată sau pentru cei care petreceți timpul în familie astăzi, pentru că această carte vine și cu riscul de certuri, de dezbateri înflăcărate care degenerează în neînțelegeri, în supărări. Folosiți potențialul pozitiv al acestei cărți, bucurați-vă de faptul că oamenii din jurul vostru vor să comunice mai mult azi și nu uitați că cel mai important lucru în comunicare nu este ceea ce spui, ci este ceea ce asculți, da? E foarte important să ascultați, să ascultați cu urechile deschise, cu mintea și sufletul deschis ce vor să vă transmită azi oamenii dragi din viața voastră. Pe sectorul sănătății avem o carte foarte interesantă care combină în ea energia arcanei majore, roata norocului, o energie jupiteriană, masivă, expansivă și cea arcanei minore, 10-le de cupe, o carte foarte frumoasă care mi-arată că o parte dintre voi mi-ați ascultat sfatul de ieri, ați luat o decizie și ați început o nouă terapie, un nou tratament, o dietă, o rutină de exerciții fizice, ați început ceva pentru a vă îmbunătăți starea fizică de sănătate. Această carte vine cu confirmarea faptului că ieri ați luat decizia corectă, că sunteți pe traiectoria corectă pentru sănătatea voastră și de asemenea îmi spune că o să începe să vedeți rezultate începând cu a doua parte a lunii ianuarie, da? Odată ce intrăm în semnele fixe, odată ce soarele va intra în vărsător. Bravo vouă, țineți-o tot așa, sunteți pe direcția pozitivă, pe direcția corectă. Hai să vedem, în privința banilor, carieră, situație financiară, aici avem 4 de cupe. Vi se propune o afacere nouă sau o investiție nouă și ezitați. Nu sunteți siguri dacă e decizia corectă pentru voi, dacă e mișcarea corectă pentru voi din punct de vedere financiar. Cred că aici vă faceți mai multe griji decât e cazul, pentru că această ofertă care vine din partea Universului sau din partea unei persoane către voi este o ofertă foarte bună. Dacă vi se propune un nou loc de muncă sau o nouă posibilitate de afaceri, un nou parteneriat de afaceri, puteți să acceptați această ofertă pentru că va veni doar cu lucruri pozitive. Mare atenție, aveți grijă să nu repetați greșelile din trecut. Da, acceptați această ofertă, dar în același timp fiți înțelepți, fiți calculați, vedeți-vă propriul interes. Asigurați-vă că negociați termenii contractului astfel încât să fie favorabil pentru voi. Ce ați învățat aici din greșelile trecutului, din aceste 3 cupe, 3 experiențe din trecut care nu au ieșit așa cum v-ați așteptat? Gândiți-vă ce ați învățat din aceste eșecuri și asigurați-vă că în această nouă afacere, în acest nou job, nu o să repetați aceleași greșeli din trecut. Mesaj foarte frumos și acum hai să scoatem și un card din aceste carduri de înțelepciune de Louise Hay. Până când le amestec eu, nu uitați să dați un like la canal, să vă abonați, e gratis, nu vă costă nimic și pe mine chiar mă ajută foarte mult. Lăsați-mi în comentarii cu felul în care se aplică aceste mesaje pentru voi. Hai să vedem. Mesajul de la cardurile de înțelepciune pentru 1 decembrie. Mă bucur de serviciul meu.
Există oameni care caută exact ceea ce am eu de oferit și suntem aduși la oaltă pe tabla de șah a vieții. Da? O carte foarte frumoasă care vine să completeze acest mesaj, acest 4 de cupe. O carte care vă îndeamnă să vă folosiți talentele voastre native și să acceptați provocările pe care Universul vi le trimite acum, pentru că vă vor ajuta să creșteți. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!